CSU Suceava a făcut deplasarea la Baia Mare cu doar 10 jucători. Antrenorul Vasile Buca n-a putut conta în Maramureș pe cei mai buni dintre juniorii 2 ai clubului, care au participat în același timp la Cupa Fulgilor de Nea, un turneu puternic organizat de clubul Potai Săturda. La turneul internațional de juniori 1 de la Baia Mare, pe lângă CSU Suceava, locul 1 în seria F, au mai participat gazdele de la Academia de Handbal Minaur, locul 1 în seria F, CSM Ploiești, locul 2 în seria C, și Ferencváros Budapesta, campioana Ungariei. Cele patru echipe au jucat după sistemul fiecare cu fiecare. Formația antrenată de Vasile Boca a învins Minaur Baia Mare cu 45-41 și CSM Ploiești cu 49-34 și a remizat în compania celor de la Ferencváros cu scorul de 32-32. La final, CSU Suceava s-a clasat pe primul loc la egalitate de puncte cu Ferencváros, dar cu golaveraj superior. Universitarii au obținut și un premiu individual, Teodor Iluca fiind golgheterul turneului cu 29 de goluri înscrise în 3 meciuri. Echipa de juniori 1 a clubului CSU Suceava va relua campionatul intern cu un meci pe terenul celor de la CSM Bacău. Partida va avea loc vineri de la ora 14.